Celebrul Muzeu al Figurilor de Ceară din Paris, Grevin, a dezvăluit publicului statuia de ceară a regelui Charles al III-lea. Prezentarea replicii în ceară a suveranului britanic urma să coincidă cu vizita acestuia în Franța. Însă, din cauza violențelor de stradă provocate de creșterea vârstei de pensionare, vizita regelui Charles a fost amânată. Statuia a fost plasată lângă cea a reginei Elizabeta a II-a. Artiștii de la Muzeul Grevin au optat pentru un costum scoțian tradițional, în urma consultărilor avute cu oficiali de la Palatul Buckingham.